Hei, salut, bine te-am găsit! Ești o femeie care crede că bărbații sunt niște nenorociți fără scrupule, niște indivizi în care nu poți să ai încredere, niște puțe fără creier care vor doar să-ți o tragă? Atunci ar fi bine să încerci cu o femeie. Pă bune, dacă ai credința asta, dacă ai senzația că bărbații, toți bărbații sunt așa, încearcă, frate, cu o femeie. Știu că sună slogan electoral, însă încearcă, s-ar putea să-ți placă și s-ar putea să găsești o nouă direcție în viață. Te rog eu frumos, scutește-ne de genul ăsta de mentalități, de genul ăsta de abordare, da? Pentru că nu este constructivă nici pentru tine și noi suntem sătui să tot o auzim. Vezi, astăzi vorbim despre credințe, despre credințe limitative, care, așa cum ne spune numele, nu-ți permit să trăiești. Nu-ți dau voie să existi, nu-ți dau voie să creezi relații funcționale, relații sănătoase, relații cu sens, da? Tocmai pentru că le ai. Le ai și le slobozești liber în lume, da? Bărbații niște nenorociți, toți vor să mă tragă! Același lucru este valabil și pentru bărbați. Dacă ești un bărbat care crede că toate femeile sunt curve, că toate femeile îți vor banii, că toate femeile sunt de fapt niște zgripțuroaice, încearcă, frate, cu un bărbat. S-ar putea să-ți placă, da? Fă acest bine, acest puseu de bine umanității, da? Și scutește-le pe femei de genul ăsta de mentalitate de căcat. Serios, încearcă. A, îți plac femeile, de fapt? Păi da, atunci ar trebui să te gândești cum se pupă chestiile astea două. Pe de o parte îți plac, pe de altă parte crezi că sunt niște nenorocite zgripțuraice. Nu ți se pare că e ceva ciobit în povestea asta? Da? Vezi? Despre asta este vorba aici. Aud și dintr-o parte și din cealaltă invectivele astea, genul ăsta de mentalitate, genul ăsta de raportare la sexul opus și este absolutamente greșit și toxic. Câte vreme nu vei reuși să lucrezi la asta, câte vreme nu vei reuși să îți schimbi aceste concepții și credințe limitative, nu vei fi capabil să legi relații cu sens. Drept urmare, dacă nu ai chef să umbli la asta și rămâi în continuare în zona de confort, fă-ți, frate, în bine. Încearcă cu o femeie sau încearcă cu un bărbat, în funcție de ce gen ai tu. Și atunci o să vezi că cine știe, poate îți place, mă.